celor mai meritoși elevi ai școlii noastre, pe care îi rog să vină în față când se vor auzi strigați și să rămână aici în față, fața celorlalți colegi ai lor. Bălan Ioana, pentru rezultate foarte bune la limba și literatura română, concursul Cultură și Spiritualitate. Ursescu Teodora, rezultate foarte bune la limba și literatura română, concurs de creație. Ursescu Teodora. Romanana, din clasa 5-a, rezultate foarte bune la limba și literatura română, concursul Cultură și Spiritualitate. Ana Roman. Țâțargă Petru, din clasa 5-a, rezultate foarte bune la limba și literatura română, concurs de creație. Preoteasa Maria, clasa 5-a, rezultate foarte bune la limba și literatura română, concurs de creație. Maria. Dumitrescu Maria, clasa 6-a, rezultate foarte bune la limba și literatura română, concursul Cultură și Spiritualitate. Iatan Sofia, clasa 7-a, rezultate foarte bune, limba și literatura română, concursul Cultură și Spiritualitate. Ristache Matei, clasa 5-a, matematică, calificare la etapa națională Comper. Ristache Matei. Tudor Vlad, clasa 5-a, matematică, rezultate foarte bune, concursul evaluare în educație, 99 de puncte, felicitări. Petrache Teodora, clasa 5-a, rezultate foarte bune la matematică, concursul evaluare în educație, 93 de puncte. Dumitrescu Ana, rezultate foarte bune la matematică, la concursul evaluare în educație. Romanana, clasa 5-a, rezultate foarte bune la matematică, la concursul evaluare în educație, 90 de puncte. Țâțargă Petru, de asemenea la matematică,
Antoni Ioan, clasa 5-a matematică, concursul Comper, 95 de puncte. Bălan Ioana, Bălan Maria din clasa 6-a la matematică, rezultate foarte bune la concursul Evaluare în Educație. Cătălin Negreanu, Andrei, clasa 6-a, rezultate foarte bune la matematică, la concursul Evaluare în Educație. Vițnei Filip, clasa 6-a, rezultate foarte bune la matematică, la concursul Evaluare în Educație. Felicitări! Dumitrescu Maria, clasa 6-a, rezultate foarte bune la matematică, Olimpiada de Matematică, etapa pe sector. Râncu Ștefania, clasa 6-a, rezultate foarte bune la matematică, s-a calificat la etapa națională a concursului Comper. Felicitări! Voicu Ștefan, clasa 6-a, rezultate foarte bune la fizică, la etapa pe sector. Felicitări! Mitznei Filip, rezultate foarte bune la fizică, la olimpiadă, la etapa pe sector. Mitznei Filip, la biologie, rezultate foarte bune la etapa municipală a concursului George Emil Paladin. Felicitări! Paul Victor, rezultate foarte bune la biologie, la olimpiadă, etapa municipală. Felicitări!